Vineri 27 august 2021, urlat sediul Colombodromului Internațional Golden Race, unde particip la etapa derby semifinală, etapă dificilă de la Iași, 265 de kilometri. Stau de vorbă cu unul dintre participanți, veteran al județului Prahova și un om cu multă experiență colombofilă, domnul Călin Gheorghe. Vă salut! Ce faceți, domn Gigi? Cum a fost sosirile? Bună, dar să putea și mai bună. Satisfăcător. Bună, dar să putea și mai bine. Câți au venit până acum? Doi din trei. Doi din trei veniți. Am 25, locul 25 și 45, parcă s-au luat. Păi e bine, având în vedere faptul că etapa a fost destul de dură, sub 1000 de metri pe minut. Prima sosire. După 4 ore și 10 minute, primul stol venit, asta înseamnă ceva. Înseamnă că au întâmpinat pe parcurs dificultăți. O să vină și al treilea, o să vedeți. Etape și etape. Și o să Da. Impacientă, ăsta e sportul. Așa este. Cum a mers 2021? Sunteți mulțumit de rezultate acasă? Nu, nu sunt mulțumit acasă pentru că am avut probleme cu de sănătate cu ei. Am pui bun așa acum, nu știu ce se întâmplă, că anul ăsta am avut probleme mult mai multe decât în anii trecuți. Da. Nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să-mi dau seama. Și n-ați reușit să le dați de cap încă? N-am reușit să-i rezolv până acum, încă. Trebuie să o faceți, pentru că... Da, o fac, mă zbat, îi scot, nu. Aveți multă experiență și trebuie să o aduceți la capăt. Am ceva, da, nu prea am stat așa de ei, că nu prea am avut timp de ei. Da. Dar... Pe Colombodrome numai aici ți-a dus? Numai aici, da. La Nea Petrica, nu? Da. E primul an în care veniți? Al doilea, al treilea. Și cum a mers anii trecuți? Tot așa, mediocru. Gata. Da. Da. Pasiunea v-a zis, nu ne-a lăsat să stăm. Bravo, așa vă vreau. Să ne lipsim. Așa vă vreau. Nu ne putem lipsi, că nu avem cum. Am avut porumbei de când mă știu. La tata mare, taică meu, eu. Deci, microbul ăsta e în familie, nu? N-a lipsit porumbel din curtea la anul. Niciodată. N-aveți voie. Nicio zi din an, în toți anii ăștia. Copii aveți, băieți? Am doi băieți, dar... Și vreunul dintre ei? Nu e niciunul. Nu, asta mă... Păcat, îi lăsați pasiunea. Nu reușesc să-i fac să ia de porumbei. Nu reușesc. Ați mai introdus ceva la matcă în ultimul an? Da. Am porumbei de ce? Fond maraton? Am și fond, am și maraton. Mai puțin maraton. Fond, nu? Am avut fond. Am fond. Dar anii trecuți am mers mai mult pe viteză. Acum de 3-4 ani m-am lăsat viteză, nu mai. Nu. O să merg și eu o șurgă la așa să mă trag. Gruparea pe acolo că ce? Fond maraton, nu? Da. Băieții din grupare pe ce? Da. Trebuie să mergeți după ei. Că... Noi ne mergem după ei. Nu aveți ce face. Ne ținem. Dacă mergeți, da, o să fie numeric mai mic, la viteză da. Să fie mai greu. Am avut niște probleme de sănătate, m-am întrerupt cu ei, le-am pierdut. Dar s-au stabilizat problemele de sănătate, adică s-au rezolvat? Da, o să zic că da. Bravo, înseamnă că puteți să acostați accelerația acum. V-am zis că nu mă las de ei, orice ar fi. Bravo. Nu mă las de ei, că nu pot să mă las, n-am cum. E microbul prea adânc implementat. Ăsta e microbul, dacă intră în sânge, n-ai cum să mai scapi de el. E imposibil. Așa e. Nu mai scapi. Așa e. Cu ajutorul Dumnezeu, ai o... Vă țin pumnii să iasă bine, să rezolvați și cu problema de sănătate la pui, la porumbii. Mulțumesc! Și să ne vedem aici la finală, încrezător, și cu un loc și mai bun, care să vă dea satisfacții pentru întregul sezon 2021. Mulțumesc mult și lasă să fii sănătos! Felicitări, domn Gigi, și toate cele bune! Baftă multă!